Ce spun cei care cred că Pământul este plat? Ei spun că Pământul este ca o pășune, având în centrul său polul nord. Deși noi știm că Pământul este sferic, că Pământul plat este înconjurat la margine de un zid de gheață arctic, deși noi știm că acolo este doar o banchiză de gheață, că dincolo de zidul de gheață nimeni nu a trecut, deși noi știm despre expediția transatlantică din 1955, care s-a traversat Antarctica, trecând prin polul sud, și despre nenumărate avioane care au zburat pe acolo de atunci. Tot ei spun că deasupra Pământului plat se mișcă Luna și Soarele, în pereche, la câteva mii de kilometri. Deși noi știm că Soarele se află la 150 de milioane de kilometri depărtare de Pământ. Că mișcarea Soarelui ar determina ziua și noaptea, când de fapt este rotația Pământului sferică jurul axei sale, cea care este responsabilă pentru ciclul de zi și noapte. Că Pământul plat este acoperit de un dom, în alte câteva sute de kilometri, care nu le-a atins nimeni. Deși noi știm că sateliții sunt lansați regulat la altitudini mult mai mari, fără să se lovească de vreun obstacol. Că în apropierea capătului de sus al domului acesta ar fi umplut cu o masă gelatinoasă, ca un fel de piftie. Noi știm că în sus nu este decât aer, care se rarefiază pe măsură ce altitudinea crește, pentru că pe acolo au trecut sateliții meteorologici. Tot ei spun că stelele sunt luminători pe cer și că gravitația nu există. Că noi știm că stelele sunt sori mai îndepărtați, iar gravitația este responsabilă de mișcarea orbitală a planetelor. Tu ce ai vrea să știi? Cum se contrazic cei ce susțin că Pământul este plat? După ei, pozele de la NASA ar fi falsificate, dar ei nu au poze. Folosesc desene făcute pe calculator. Spun că gravitația nu există și că baloanele urcă datorită forței arhimedice. De fapt, forța arhimedică nu poate exista fără gravitație, iar gravitația este cea care dă sensul forței arhimedice, sens opus gravitației, adică în sus. Spun că soarele se mișcă pe o traiectorie circulară deasupra Pământului și că așa apare ziua, soarele deasupra, și noaptea, soarele departe. Dar atunci ziua ar fi la fel de lungă deasupra Europei, cât și deasupra Australiei. Ori e clar, în decembrie, ziua e mai scurtă în Europa și mai lungă în Australia. Ca să nu mai zic că nu pot explica de ce Moș Crăciun vine în pantaloni scurți în Australia. Adică de ce e acolo vară, în decembrie. Ați văzut harta Pământului plat? Vedeți aici cum avioanele circulă pe harta lor în linii curbe? Chiar așa de proști să fie piloții? În stânga se vede cum circulă avioanele în emisfera sudică, ocolind Antarctica. În partea dreaptă sunt aceleași destinații, pe harta Pământului plat, unde în centru este polul nord. Avioanele circulă pe distanțele cele mai scurte. Se vede aici cum un avion care pleacă din Australia în America de Sud, pe harta Pământului plat, ar trebui să treacă pe lângă polul nord, că acest drum are distanța cea mai scurtă. Aici se vede aproximativ același zbor pe o hartă obișnuită. Niciun pilon nu face însă asta. De fapt, toate aceste traiectorii curbe pe harta lor sunt traiectorile cele mai scurte pe Pământul sferic. De asta sunt alese de aviatori. Uite și o altă chestie. Pe un Pământ plan ar trebui să vedem toate stelele ale tuturor constelațiilor din orice poziție de pe Pământul plat, pentru că ele sunt toate deasupra. Dar hei, cei din Australia nu au văzut Steaua Polară? Sau tu, care te afli în România, nu ai văzut niciodată pe cerul din România norii lui Magellan, care luminează magnific cerul Australiei? Hei, trăim pe un Pământ sferic, care în această minunată fotografie de la distanță arată ca un punct. De ce nu e Pământul plat? 1. Nu avem nicio poză cu el plat. 2. Ar trebui să vedem Everestul de pe Ceahlău. Apa s-ar fi scurs pe la margini, pentru că nu există gravitație în cazul Pământului plat. 4. Soarele s-ar fi văzut și noaptea, chiar dacă mai slab. 5. Am fi văzut aceleași constelații atât în România, cât și în Australia. 6. Constelațiile ar fi trebuit să se vadă mai mici pentru unii și mai mari pentru alții. 7. La apus, soarele s-ar fi îndepărtat de noi și l-ar fi văzut din ce în ce mai mic. 8. Dimineața la Marea Neagră, la răsărit, soarele nu s-ar fi ridicat pe cer ca din mare, ci ar fi fost deja acolo sus pe cer. 9. Când toate celelalte planete sunt sferice, de ce ar fi Pământul plat? Cum poți vedea tu că Pământul este sferic și nu plat? Uite aici! Observ cum se vede întreaga forma Lunii, adică cercul complet, nu numai partea sa luminoasă. Luna e deci un obiect luminat de Soare. Mai uită-te odată!
Vezi cât de mult seamănă partea luminoasă cu cea unei mingi, care este iluminată cu lanterna dintr-o parte? Asta înseamnă că Luna are o formă sferică, precum mingea. Dacă se întâmplă să privești Luna într-o eclipsă de Lună, observi forma umbrei care mănâncă Luna. Ea este umbra Pământului pe Lună. Vezi cum aceasta este un arc de cerc? Dacă umbra Pământului este un arc de cerc în toate eclipsele de Lună, înseamnă că Pământul este o sferă. Bine, dacă ai șansa să călătorești spre sud, sunt și alte efecte ce te pot convinge. De exemplu, înainte să pleci cu avionul în Egipt să vezi tu piramidele, verifică noaptea înclinarea constelației care se află atunci către sud. Ajuns în Egipt, în noaptea următoare, vei vedea că acea constelație are o înclinare mai mare. Asta desigur, pentru că Pământul are o suprafață curbă. Trăim într-o lume a internetului, dar internetul pe care îl vedem noi este văzut diferit de alți locuitori ai acestei planete. Dacă vreau să călătoresc virtual și sunt curios cum arată lumea văzută în acele țări, folosesc un VPN. Surfshark este un VPN ce îți oferă acces la întreaga bază de date a filmelor de pe Netflix și subscripții mai ieftine la unele dintre platforme, YouTube Premium, HBO și așa mai departe. Surfshark îți ascunde adresa IP și îți asigură astfel intimitatea ta virtuală la navigarea pe internet. Poți căuta bilete de avion și camere de hotel la prețuri mai mici, aceasta cu un design minimalist și user-friendly al aplicației. Iar în plus, cu serviciul Surfshark Alert, poți monitoriza datele tale, verifica posibilele breșe, primi alerte și beneficia de protecție în timp real. Asigură-ți confidențialitatea cu Surfshark. Intră pe linkul meu din descriere și introduc codul cuponului PRESURĂ pentru încă 3 luni gratuite. Dacă ajungi în Australia, e și mai bine. Privește în ce sens se rotește aparent cerul cu stelele, la câteva ore. Când ajungi în Australia, privește din nou cerul noaptea. Nu numai că vei vedea multe constelații noi, dar cerul se rotește în sens diferit. Așa ceva e imposibil pe un pământ plan. În toate locurile, cerul ar trebui să se învârtă în același sens. Iar dacă te-ai duce dincolo de cercul polar sudic, ai vedea că jumătate din an e lumină. Asta nu se poate pe un pământ plat, pentru că soarele este obligat să plece de acolo să lumineze și în alte părți ale lumii. Pe tine, ce te-a convins că pământul este o sferă? Pământul nu e plat. Pământul nu e plat. Se vede aici cum turbinele eoliene mai îndepărtate sunt ascunse parțial de curbura Pământului. Poza e făcută în largul coastei belgiene, de la o distanță de aproximativ 50 de kilometri. Iar aici este o linie de transmisie a electricității, deasupra lacului Pontchartrain din Statele Unite. Vedeți cum se curbează în depărtare? Pentru claritate, să desenăm linii drepte. Lacul este traversat pe o lungime de 24 de kilometri. Curbura suprafeței Pământului se vede și mai bine dacă mărim imaginea. De ce? Pentru că suprafața apei este netedă și curbura suprafeței Pământului se vede clar. Asta se observă la capătul acestui pod, de pe același lac Pontchartrain, fotografiat de la 30 de kilometri depărtare. Netezimea suprafeței apei a fost folosită în argumente încă din antichitate, de vechii greci, care și-a dat seama că în depărtare corăbile vor fi ascunse parțial de linia orizontului. Aici, vaporul din centru este la 12 km, cel din stânga la 14 km și cel din dreapta la 18 km. Și aici se vede curbura suprafeței Pământului. Vaporul fotografiat de pe o plajă din Benicassim este parțial ascuns de orizont. De pe o plajă, poți vedea și tu curbura Pământului, dacă ai, cum este aici, o cameră de fotografia cu un zoom optic de 30 de ori și fotografiezi un vapor la 20-30 de kilometri distanță. În stânga este fotografia luată la nivelul mării, în dreapta de pe un bloc de 16 metri înălțime. În dreapta se vede mai mult din vapor, pentru că privim de la înălțime, puțin peste curbura suprafeței Pământului, cea care ascunde partea de jos a vaporului în poza din stânga. Dacă te urci la o înălțime și mai mare, e mai ușor. Aici este fotografia făcută de echipa Știință și Tehnică de pe un balon de înaltă altitudine care în 2011 a ajuns în stratosferă, la 35 de km înălțime. Trebuie să fii atent însă dacă zbori cu avionul la vreo 10 km altitudine sau dacă cumva crezi că poți fotografia curbura de la nivelul mării. Dacă linia orizontului nu trece exact prin centrul aparatului, lentila va curba imaginea aceasta a orizontului. Aici este o poză cu orizontul fotografiat în partea de sus, centru și jos a fotografiei. Ai crede că ai fotografiat curbura,
când de fapt este o eroare a lentilei aparatului de fotografiat. Câteodată trebuie să ai noroc. Aici se vede umbra muntelui Rainier când soarele apune. Observați cum umbra este pe partea de jos a norului. Este normal, pentru că aici norul este mai înalt decât muntele, iar soarele e jos, foarte aproape de orizont. Ei bine, pe un pământ plat, asta nu se poate întâmpla, pentru că acolo soarele este mereu sus pe cer. De fapt, argumentul este chiar mai simplu. Privește răsăritul soarelui la Marea Neagră sau opusul în Olanda. În modelul pământului plat, soarele nu coboară niciodată așa de mult la orizont. Și totuși, noi vedem această frumusețe. De ce? Pentru că pământul este rotund și se rotește în jurul propriei axe. Iar noi vedem acest lucru ca și cum soarele îl ocolește aparent în mișcarea sa. Tu ai făcut astfel de poze. Vă mulțumesc că ați urmărit videoul până la capăt și le mulțumesc celor de la Surfshark pentru sponsorizare. Nu uitați de linkul meu din descriere. Astfel vă asigurați confidențialitatea cu Surfshark și obțineți 3 luni gratuite. Până data viitoare, eu sunt Cristian Presură, voi sunteți cool și vă doresc numai de bine. La revedere!